Shouting Bong Kar. Strigau Bong Kar, care înseamnă demolează. Acești protestatari musulmani cer ca o biserică creștină să fie închisă. Astfel de scene sunt cunoscute într-o zonă predominant musulmană din Indonezia. Grupul musulman cel mai radical din Indonezia, Frontul Apărătorilor Islamului, este forța motoare care se află în spatele închiderii bisericilor. De multe ori se ajunge la violență, la fel ca în această scenă în care musulmanii radicali atacă o biserică pentecostală. Membrii Frontului Apărătorilor Islamului s-au năpustit asupra bisericii noastre și ne-au distrus instrumentele muzicale, scaunele, totul. A trecut mai bine de un an de când am inițiat toate procedurile ca să obținem permisiunea legală pentru biserica noastră, dar guvernul local nu a acordat atenție cererii noastre. Deoarece țineam slujba de duminică fără să avem permisiunea, m-au închis timp de 3 luni. Arestul meu a fost ilegal, dar poliția m-a arestat deoarece musulmanii protestau în fața bisericii. Chiar și în spatele gratiilor, pastorul Bernard a continuat să împărtășească mesajul lui Dumnezeu. Creștinii care sunt închiși m-au invitat să țin o predică. Le-am spus că Dumnezeu nu ne părăsește niciodată și că El este prezent în orice situație. A fost o binecuvântare pentru prizonieri, chiar și pentru cei musulmani. Aceștia mi-au cerut să mă rog pentru ei. Când mi-am pus mâinile peste bolnavi, aceștia s-au vindecat. Timp de mai multe luni, biserica pastorului Bernard a ținut serviciile în aer liber. În prezent se strâng în case. Biserica pastorului Caleb nu a fost niciodată ținta musulmanilor radicali, deoarece un lider musulman care îi este prieten îi protejează de Frontul Apărătorilor Islamului. Am o relație bună cu acest imam. I-am spus că Isus nu este numai un profet. El este Dumnezeu. Fiecare respectăm credința celuilalt. Acesta citește evangheliile, care fac parte din Coran. L-am auzit predicând despre dragostea lui Dumnezeu în moschee. În ciuda persecuției creștinilor, pastorul Caleb spunea că studiile arată că numărul creștinilor din Indonezia a crescut. 20% dintre indonezieni sunt creștini, pot să fie și mai mulți, dar pe cartea de identitate ei încă sunt musulmani. Mai există și biserici subterane. Indonezia încă are mai mulți musulmani decât orice națiune din lume. Pastorul Caleb crede că ascensiunea creștinismului va produce o transformare spirituală și socială.